În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți frați creștini, viața aceasta are un sfârșit și lumea aceasta are un sfârșit. Sfârșitul este tragic pentru cei necredincioși. Că sfârșitul este greu pentru oricine este un adevăr care nu cred că trebuie prea mult argumentat. Foarte puțini sunt cei care mor pur și simplu în somn, cum de multe ori am auzit că își doresc unii. Cei mai mulți trec prin diverse stări de chin și nici măcar moartea aceea în somn nu te scutește de trecerea din lumea aceasta în lumea veșnică, trecere care uneori este simbolizată prin parcurgerea vămurilor văzduhului, dar care oricum este o schimbare mare, esențială, de paradigmă în care trăim și față de care trebuie să ne orientăm. La fel și pentru lume. Lumea trebuie să aibă un sfârșit. Aceasta ne este evident și o știm și noi din cartea Apocalipsei. Dar așa cum și în cazul omului credincios, moartea, chiar dacă este grea, și nu pot să spun că este cu adevărat dorită în adâncul sufletului, de cei mai mulți dintre oameni credincioși, de sfinți, da, e altceva, dar totuși, omul credincios știe că după moarte îl așteaptă judecata lui Hristos și are nădejde că atâta timp cât a trăit, cât a putut el cu Hristos, cât s-a împărtășit cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Hristos, cât a împlinit poruncile lui astfel încât să-și transforme sufletul, astfel încât sufletul său să trăiască cu adevărat în preajma lui Hristos, are nădejde că la judecată va primi răspuns bun, cu adâncă smerenie. De aceea, la fel și pentru lume, istoria care va avea în sfârșit, este, acest sfârșit al istoriei este de speriat pentru cei necredincioși. Pentru noi care suntem Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, suntem mădularea acestei biserici, sfârșitul istoriei ar trebui să fie moment de bucurie. Astăzi a fost prăznuit Sfântul Sfințit Mucenic Haralambi, care a trăit mai mult de 100 de ani, 115 ani, cam așa, din primul secol de după Hristos, atunci când s-a născut el, încă nu murise ultimul dintre apostoli, Evanghelistul Ioan, și a murit tam în secolul al III-lea, deci a parcurs tot secolul al II-lea, și a murit la începutul adevărat al secolului al III-lea, în anul 202-203, pe aici. El a prins acel moment cel mai bine a creștinilor care au trebuit să înțeleagă că Hristos nu va veni imediat. Așa cum ucenicii Domnului pe muntele Leonului, atunci când l-au văzut pe Iisus înălțându-se la ceruri, au așteptat a doua venire pentru că încă nu se coboruse peste ei Duhul Sfânt de plin în chipul limbilor de foc, astfel încât să înțeleagă toată învățătura pe care Hristos le-a dat-o. Așteptau a doua venire a Domnului, așa și mulți dintre creștini au așteptat înfrigurați în tot secolul I a doua venire a Domnului, pentru ca să izbăvească din necazuri. Poate că la început de tot nu au fost niște necazuri atât de mari dinspre romani, au fost dinspre stăpântorii evrei. Știm prea bine prigoana de care au avut parte primii creștini, cu Sfântul Arhidiacon Ștefan omorât și cu ceilalți chinuiți și alergați și exilați și prigoniți și prin toate cetățile din jurul Ierusalimului. Dar stăpânirea romană până la Nero nu a avut de-a face cu creștini. Și totuși, de pildă în Tesalonic,
unde erau departe de Ierusalim, așteptau înfrigurați a doua venire a Domnului. Și înfrigurați nu în sensul de îngândurați și înspăimântați că va veni Domnul, ce se întâmplă cu noi, ci abia așteptau să vină Hristos a doua oară. Asta se întâmpla prin anul 50 după Hristos, când Sfântul Apostol Pavel și poruncește tesalonicenilor că cel care nu muncește să nu mănânce. Pentru că am mai spus de multe ori, dar aduc aminte de fiecare dată, atunci în acel oraș, unii gândind că va veni Hristos a doua oară, nu mai făceau nimic, pentru că doar se pregăteau să vină Hristos. Deci Sfântul Haralambie a fost cel care, practic, a văzut, de fapt și drept, cum așteptarea aceasta bucuroasă a venirii în mintea lui Hristos a trebuit să devină dintr-o fapt acut, un fapt cronic. Știți că boala acută este atunci când te doare foarte tare, boala cronică este cea care se prelungește de-a lungul mai multor săptămâni, luni, ani. Mântuitorul știa lucrul acesta, că nu va veni imediat. De aceea îi avertizează pe ucenicii săi și ne avertizează pe fiecare să fim în priveghere, în starea de trezie. De asemenea, Sfântul Apostol Petru, de data aceasta, deja luminat de săvârșit de Duhul Sfânt, ne spune lucrul acesta. Chiar dacă nu a venit încă, nu înseamnă că noi nu trebuie, că noi ar trebui de acum să ne lăsăm pe tânjal, ci va trebui în continuare să dorim venirea aceasta lui Hristos. Vie împărăția ta, sau să vină împărăția ta, este o cerere pe care o facem zilnic de câteva ori când spune rugăciunea Tatăl nostru. Cerem să vină această împărăție. Cine nu vrea să vină împărăția lui Hristos? Evident, cei care sunt prea atașați de lumea aceasta. Cei care se simt prea bine în lumea aceasta sau nu înțeleg cum ar putea să trăiască în veșnicie cu Hristos. Să trăiești în veșnicie cu Dumnezeu, nici eu nu pot să vă spun ce înseamnă lucrul acesta. Pentru că orice cuvinte am folosit și orice noțiune am folosit, sunt prea jos față de ceea ce va fi cu adevărat. Dacă nu ne-ar fi descoperit însuși Dumnezeu Fiul, dacă Sfânta Scriptură și apoi Sfânta Tradiție, ea însăși inspirată de Duhul Sfânt, nu ne-ar fi descris cât de cât ce înseamnă veșnicia, chiar n-am fi putut spune nimic. Dar ceea ce știm este că nu este suficient să ne pregătim pentru veșnicie din vorbe. Spune Mântuitorul la un moment dat, atunci când îi se cere de către evrei, iudei, toți apostolii erau evrei. Nu uitați asta, Maica Domnului era evreică, Sfinții Ioachim și Ana erau evrei. Practic, toți apostolii, toți cei 12 erau evrei. Mântuitorul n-a ieșit decât foarte puțin din Țara Sfântă. El însuși era tăiat împrejur, așadar, după trup, s-a născut în acest popor. Când spune, oare nu ne voi cunoaște pe noi la judecată, îl întreabă, de fapt, evrei, pentru că doar pe ulițe noastre ai trăit și în case noastre ai mâncat. Și Mântuitorul spune că nu acesta este criteriul. Nu vă gândiți că se vorbește acolo doar despre evrei. Nu este vorba de uliță și de casă. Este vorba de apropierea sinceră față de Dumnezeu. Apropierea aceasta sinceră față de Dumnezeu este dificil de făcut într-o lume căzută în care trăim și noi acum. Cu atât mai mult este dificil de făcut într-o lume căzută care încearcă să se îndepărteze cât mai mult de Dumnezeu. Deci noi, fiind părticele din această lume, suntem și noi antrenați în această mișcare centrifugă față de Hristos. De autonomie, așa zisă, dar care nu înseamnă decât
o falsă autonomie și o reală înlănțuire și înrobire față de diavol. Pentru că sufletul omului nu poate să fie desăvârșit autonom. Aceasta este o ispită pe care o avem, pe care, evident, cine ne pune în față este Lucifer, care el însuși s-a dorit autonom față de Dumnezeu, pentru că el s-a considerat, de fapt, pe sine egal lui Dumnezeu și, de fapt, mai presus și mai îndreptățit decât Dumnezeu însuși spre a stăpâni lumea. De aceea, gândul acesta de autonomie față de Dumnezeu este o ispită luciferică evidentă pe care avem fiecare dintre noi. În momentul în care încercăm să fim autonom față de Dumnezeu, deci rupt de Dumnezeu, de fapt, intrăm imediat în robia diavolului. Nu putem, deci, să fim autonomi, chiar dacă lumea încearcă să fie aceasta. Suntem părticeri din lumea aceasta, dar suntem și mădulare vie ale bisericii. Iar biserica are această datorie și această putere de a vesti Evanghelia, de a vesti pocăința și de a aduce cuvântul Evangheliei și cuvântul întrupat al Evangheliei prin Sfintele Taine fiecărui om care dorește aceasta. Așa încât, într-un fel tainic, mădularele bisericii, chiar dacă fac parte din lumea aceasta, în chip văzut, de fapt, în chip nevăzut, se apropie de Hristos. De aceea rămâne o luptă pentru fiecare dintre noi și în sufletul și în inima fiecare dintre noi. Ce vrem să fim mai mult? În ce parte ne lăsăm? Ne lăsăm atrași de a fi părticele a lumii acestea care fuge de Dumnezeu? Sau ne străduim să fim cu adevărat membri ai bisericii și să ne apropiem de Dumnezeu? Dacă ne lăsăm atrași de fuga de Dumnezeu, evident că sfârșitul lumii ne îngrozește. Pentru că sfârșitul lumii va însemna manifestarea desăvârșită, deplină a lui Dumnezeu în lumea aceasta, transfigurarea ei pentru cei aleși și îndepărtarea celor care nu vor vrea să fie cu Dumnezeu într-un chin veșnic. Pentru că ei nu vor vrea să fie Dumnezeu, pentru că pentru ceea ce este fericire veșnică, pentru aceștia va fi chin veșnic, va fi prezența lui Dumnezeu pe care nu au suportat-o și nu au dorit-o. Sau, dacă suntem credincioși și membri ai bisericii, atunci ne dorim cu adevărat acest sfârșit. Pentru că vedem în sfârșit nu moartea, nu disperarea, nu distrugerea, ci vedem în sfârșit împlinirea noastră desăvârșită. Vedem în sfârșit trăirea noastră în harul lui Dumnezeu. Pentru aceasta ne pregătim. Și am citit acum un cuvânt de la un... n-are legătură cu sfinții noștri, dar un cuvânt care spunea că, de fapt, toată teologia creștină începe cu apocalipsa, cu criza apocalipsei, cu eschatologia, cu sfârșitul lumii. Sau altfel, cum spun sfinții părinți, mai pe înțelesul nostru, frica de Dumnezeu înseamnă frica de judecată și înseamnă frica de moarte. Dar nu o frică îngrozitoare, ci o frică ce are rolul de a ne păstra trezi. Poate că acum sfârșitul lumii s-a amânat. Mulțumim Dumnezeu pentru aceasta. El va veni la un moment dat. Poate că pentru fiecare dintre noi s-a mai amânat și sfârșitul nostru individual. Asta nu putem să știm. Dar știm sigur că va veni. Și de aceea trebuie să fim mereu trezi, cu gândul la Dumnezeu, sincer. Pentru că nu-i de ajuns să facem ceea ce încercăm să facem, adică să fim la Sfânta Biserică, să împlinim cât putem niște ritualuri, să ne facem rugăciunea, să încercăm să facem, să dăm ceva de pomană. Dacă aceste lucruri devin formale, își pierd sensul transfigurator pentru noi. De aceea trebuie mereu să fim atenți că ele tind să devină formale. Asta este tot un aspect al mișcării centrifuge a lumii și o ispită a diavolului. Să transforme cele bune ale noastre, anume
pentru la Sfânta Liturghie, pentru la Sfântul Mas, la Sfinte Taine, împărtășirea chiar cu Sfântul Trup și cu Sfântul Sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorul nostru Hristos, rugăciunile făcute, gândurile bune făcute, toate încearcă să le transforme într-un timp în lucruri formale. Altfel spus, să ne plictisim la un moment dat, intrăm într-o rutină și ne plictisim. Și atunci ajungem și la cuvântul Sfântului Petru și mai ales la cuvântul Mântuitorului. Privegheați și vă rugați, căci nu știți ziua nici ceasul când va veni Fiul Omului. Amin.